Amalia este la horoscop. Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, ești într-o dispoziție atât de bună încât astăzi atragi multe lucruri bune în viața ta. Profită de această ocazie pentru a-ți aprofunda relația, mai ales că și partenerul pare să fie într-o formă de zile mari. Taur, te simți dus în altă lume de sentimentele pe care le ai. Ai momente în care recunoști că ești încă îndrăgostit de partenerul de viață. Gemeni, partenerul vrea să te submineze plictisit fiind de atitudinea ta dominantă. Totuși, s-ar putea să fie atât de surprins încât vei ceda și îl vei lăsa să preia frâiere pentru o zi. În secret, sper să greșească și să îți recâștigi statutul a doua zi. Rac, relația pe care o ai stă sub semnul conversațiilor profunde astăzi. Sunt abordate subiecte intense și destul de importante. Lucruri care până acum îți păreau tabu, astăzi par naturale și la îndemână. Leu, se pare că partenerul tău de viață nu prea are chef de flexibilitate în ceea ce te privește. Pare că ai rețeta perfectă pentru un dezastru sentimental, însă o să ai o surpriză foarte mare. Fecioară, pasiunea și intrigile plutesc în aer, lucru care îți aduce relația la granița dintre platonic și profund. Pregătește-te pentru transformări însemnate pe plan sentimental. Balanță, așteaptă-te la evenimente unice astăzi. Dacă relația ta a fost un pic instabilă în ultima vreme, profită de ziua de astăzi pentru a vă da un avânt unul altuia. Faceți ceva ieșit din comun care să vă anime pe amândoi. Scorpion, fiecare are un strop de romantism, chiar dacă este mai ascuns. Numai că sunt anumite gesturi sau vorbe care îl pot scoate la iveală. Îți va fi greu să scoți la suprafață această latură în persoana iubită, dar nu este imposibil. Săgetător, astăzi ai toate șansele să transformi o relație banală într-una serioasă și de durată. Trebuie să îndrăznești să faci un pas hotărât care să spargă barierele dintre voi. Capricorn, astăzi simți o atracție puternică față de cineva care se află într-o poziție de autoritate față de tine. Este încă incert dacă ai șanse de reușită cu această persoană, dar nu te grăbi încă să visezi prea mult. Vărsător, dacă încep problemele în relația ta, ai tendința de a trece peste ceea ce contează și a te preocupa de mărunțișuri. Revin anumite lucruri la rumină, dar vestea bună este că atât tu și cât și partenerul doriți să faceți ceva și schimbările pozitive vă apropie încă și mai mult. Pești, în timp ce ești relativ fericit cu rutina zilnică în care te-ai cufundat alături de partener, el simte nevoia de mai multă libertate. Vrea să încerce lucruri noi, așa că lasă-l în ritmul lui o perioadă. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!